Se știe bine faptul că germanii fac una dintre cele mai bune beri. Tot ei au și un festival dedicat exclusiv acestei licori. Blondă, brună, filtrată sau nefiltrată, berea este una dintre cele mai consumate băuturi alcoolice. Oktoberfestul, căci despre acest eveniment vorbim, începe la sfârșitul lunii septembrie și se termină în prima duminică din octombrie. Sărbătoarea germană a berii a ajuns și la Constanța. Un local din piața Ovidiu a marcat acest eveniment. Vă spunem și noi, prost! O lege germană din anul 1539 stipula faptul că berea nu poate fi produsă decât între 29 septembrie și 23 aprilie, deoarece în perioada verii riscurile unor incendii în timpul prelucrării berii erau mult mai mari. Berarii din acea perioadă erau nevoiți să vândă toată berea din anul respectiv înainte de a putea începe producerea uneia noi. Constanța se poate lăuda cu o berărie de primă mână. După un rețetar german, însă cu o amprentă românească, clienții acestui local sunt invitați să guste din licoarea făcute chiar la subsolul clădirii. Aici măcinăm masul și după aia mergem alături și facem un usc de bere. Hai să facem fermentație. Ca la orice festival Oktoberfest, participanții sunt așteptați cu covrigii specifici germani, platouri calde și, bineînțeles, bere.